Dacă Dinamo obține aruncarea de la margine măcar. Este penalti pentru Dinamo. Penalti pentru Dinamo și cartonaș galben pentru Popescu. Încă o dată faza. Popescu și Petrișor Petrescu. Mihai Popescu este cel care provoacă penaltiul și primește și cartonaș galben și David Caiado se pregătește să execute un moment delicat pentru Dinamo, un moment neașteptat din nimic practic. Este acest penalti de care beneficiază Hermannstadt la 10 minute de la reluarea jocului. David Caiado în imagine, vă spuneam, portughezul care are și pașaport luxemburghez. El i-a dat gol lui Dinamo și sezonul trecut când evolua pentru Gaz Metan Mediaș. Să vedem dacă Piscitelli va fi și de acum și la această fază inspirat așa cum a fost în prima repriză când italianul a avut câteva intervenții grozave. Piscitelli în fața lui Caiado reușește să scoată. E omul meciului până acum, Riccardo Piscitelli, italianul reușește să blocheze și de la 11 metri. Minutul 57, David Caiado ratează o lovitură de la 11 metri sau dacă vreți, Riccardo Piscitelli.